Nu spre nedumerirea, ci spre lămurirea dumneavoastră, de la început trebuie spus că Reșița s-a născut cu o vocație europeană. Poate părea hazardată o asemenea afirmație, însă realitatea istorică este cea care ne determină să o facem. În urmă cu 227 de ani, acest oraș de la poalele Semenicului, așezat pe valea râului Bârzava, se racorda prin dezvoltarea unei industrii puternice la comandamentele de atunci ale Europei. Dintre iulie 1771, când a fost semnat actul de naștere al orașului industrial prin inaugurarea furnalelor, istoria Reșiței a fost strâns legată de istoria bătrânului continent. De la acea dată, după numai 20 de ani, industria locală era recunoscută internațional, primindu-se comenzi din străinătate. De două veacuri, istoria Reșiței se manifestă într-o spirală ascendentă în jurul furnalului, acest axis mundi, simbol al dezvoltării Europei civilizate a acelor vremi. Orașul îți dezvăluie o structură complexă dacă ai timpul necesar de a te apropia de el ca de o ființă. Nu degeaba se spune că orașele sunt precum oamenii. Numai un oraș bine structurat istoric, cu o arhitectură spirituală bine modulată, își poate păstra de-a lungul vremii, menținându-și totodată evoluția, fără niciun efort, arhetipurile. Reșița este rezultanta intersectării a trei momente temporale, trecut, prezent și viitor, realizată cu o naturalețe pe care o poate da numai sentimentul valorilor sigure. Din punct de vedere social, Reșița este un atanor în care s-au amestecat, printr-o alchimie subtilă, energiile cărbunarilor români, ale meseriașilor germani, colonizați între 1776-1787 din Stiria, Carintia și Austria de Sus, precum și a maghiarilor, sârbilor, rezultanta fiind actualul cetățean al Reșiței. Și din acest motiv, putem reveni la ideea de început a demersului nostru, și anume că, de la apariția ei ca așezare industrială, destinul european a fost înscris în structurile profunde ale acestei existențe citadine. Se poate spune, după ce ai cunoscut Reșița în actualitatea sa impregnată de istorie, că întregul ansamblu este realizat din mai multe orașe care se conțin concomitent. Există un oraș industrial.
Există orașul turistic. Orașul cultural. Orașul tinerilor. Toate acestea sunt, de fapt, nenumărate fațete ale aceluiași oraș, Reșița. Un loc special din Reșița, unul dintre multe altele, este muzeul de locomotive în aer liber, al treilea din Europa. Aceste obiecte, cândva înzestrate cu modernitate high-tech, au devenit în timp lucrări de artă postmodernă, ambalate într-un parfum saturat de nostalgie. Și, ca să subliniem nostalgia, amintim anul 1872, atunci când din Reșița pleacă prima locomotivă cu aburi. Există organicitatea acestui oraș. Aici nimic nu-ți dă senzația că a fost făcut la repezeală. Totul inspire trăinicie și meticulozitate. Reșița nu este un oraș gigant, însă are în așa fel stabilite raporturile între obiecte, încât îți dă sentimentul unei adevărate metropole. În fiecare anotimp, Reșița își dezvăluie străluciri și frumuseți de mare rafinament. Și tot dintr-o habitudine europeană, Reșița de azi trăiește racordată la evenimentele care alcătuiesc lumea. Asta datorită presii scrise, radioului, și televiziunii prin cablu. Și în sport, orașul prezintă o paletă largă de invidiat. Cel mai iubit sport, sportul rege, care are 10.000 de fani, s-a impus aici încă din anul 1930, iar azi s-au obținut rezultate de excepție. La Casa Municipală au loc întâlniri între oaspeții Reșiței și forurile locale, precum și intrarea noilor familii în viața orașului, care se face după un algoritm ce are pe de o parte acordurile marșului nupțial de proveniență vest-europeană, iar pe de alta specificitatea locului în care se viețuiește. Nu departe de oraș, într-un cadru de vis, reșițenii se pot bucura de natură după pofta inimii. După
după 89 în Reșița și au făcut simțită prezența în jurul a 2500 de societăți comerciale noi, dintre care cele cu capital privat sunt preponderente. Economia de piață catalizează energiile de întreprinzători ale reșițenilor, energie aflată în stare latentă până la Revoluția din 89. Una dintre dimensiunile spiritualității reșițene este vocația construcției. Sentimentul de viu și organicitate armonioasă pe care l-ai în acest oraș provine din atelierele de arhitectură. Reșițenii construiesc în aceeași măsură și în piatră și în spirit. Orașul este o obsesie constantă a reșițeanului. Viitorul este construit în clipa de față cu rigla și compasul. Multe ar mai fi de spus și arătat. Suntem convinși că n-am epuizat, de fapt nici nu ne-am propus acest lucru, toate aspectele demne de a fi cercetate și apreciate în Reșița. Încheiem aici scurtul nostru periplu, în speranța că ceea ce am prezentat va trezi cu siguranță în dumneavoastră curiozitatea de a face o incursiune personală în acest oraș românesc înzestrat cu certe caracteristici europene.